Lumea îi cere lui Putin să se oprească din Varșovia până în Dubai. Mii de în Dublin, mii de oameni au ieșit în stradă. Țineau în mâini pancarte cu mesaje împotriva liderului de la Kremlin și au strigat: nu vă atingeți de Ucraina. Și la Viena, 100.000 de oameni au cântat pentru Ucraina la un concert caritabil. Artiști și muzicieni de diferite naționalități s-au unit pentru a-și exprima solidaritatea. Zeci de români și ucraineni s-au adunat și în fața ambasadei Rusiei de la București. Oamenii au strigat: Putin terorist și afară cu rușii din țară. Ucraina! 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 Ucraina!